În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, anul acesta, a căzut într-o zi de duminică, zi în care, de regulă, avem rânduită o Evanghelie. Evanghelia din această duminică este a vindecării de îndrăcire a unui lunatic de către Mântuitorul Iisus Hristos. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima sărbătoare însemnată în calendar cu cruce roșie din anul bisericesc. De la 1 septembrie începem un alt an bisericesc, prima sărbătoare a noului an bisericesc fiind nașterea Maicii Domnului, așa cum știți. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o sărbătoare, dar una atipică, în sensul că este singura sărbătoare consacrată unui sfânt care se ține cu post. Și poate vă întrebați de ce. De ce este sărbătoare? Este astăzi Cruce Roșie și totuși nu există dezlegare la mâncarea de fruct, la mâncarea de dulce, cum se spune. Este post. Este post, iubiți credincioși, nu pentru că Ioan Botezătorul a plecat din lumea aceasta printr-o moarte violentă, prin decapitare. Tot astfel au plecat din lumea aceasta mulțime de mucenici. Și avem mucenici pe care îi sărbătorim cu cruce roșie, dar nu avem zi de post atunci. Nu ținem post astăzi, în primul rând, pentru că Ioan Botezătorul a fost un mare postitor, un mare ascet. Niciodată nu a mâncat altceva decât a găsit în pustie miere sălbatică, adică și lăcuste. Niciodată n-a gustat băutura amețitoare. Cu toate acestea, nu ținem post pentru această postire a lui, extrem de severă. Și alți cuvioși pe care îi cinstim noi în biserică au ținut post aspru, foarte aspru. Și atunci pentru ce ținem post astăzi? Ținem post pentru a înțelege că în contextul decapitării Sfântului Ioan Botezătorul s-a produs un contrast extrem de clar pentru cine are urechi de auzit și ochi de văzut. Un contrast, zic, între păcatul omului, patima omenească, expresia neînfrânării omului, de o parte, și dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu arătată în Sfinții Lui. Contrastul acesta este subliniat astăzi, mai mult decât atât, patimile omenești, expresie, repet, a neînfrânării sau a desfrânării omului, numai că intră în contrast cu sfințenia lui Dumnezeu, chiar încearcă să o ucidă. Așa cum s-a întâmplat cu Irodiada, prin Irod, care a încercat să ucidă pe cel mai mare om născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul, și l-a ucis. L-a ucis decapitând trupul lui biologic. Acest final al lui Ioan are o finalitate. Nu se încheie aici cu totul, cum credea Irodiada, dimpotrivă. Finalitatea este altceva decât finalul.
Finalitatea transcende și încununează finalul. Ioan a împlinit prin acest martiraj o lucrare pe care i-a dat-o Dumnezeu să o împlinească și prin acea împlinire s-a împlinit și pe sine. Mai mult, finalitate înseamnă că el a plecat din lumea aceasta pentru a împlini altă lucrare. S-a mutat, cum spune chiar troparul lui, dincolo, pentru a propovădui celor din iad venirea Mântuitorului. Pentru adevăr, nevoindu-te, bucurându-te, ai propovăduit și celor din iad venirea Mântuitorului. Celor ținut în legături, celor care erau chinuiți, Ioan Botezătorul le-a adus mângâierea: va veni Hristos și aici. Evanghelia de astăzi, legată de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ne spune că Sfântul Ioan Botezătorul a fost contemporan cu Irod. Să nu-l confundați cu Irod cel Mare, ucigătorul pruncilor din Betleem. Nu este acela murise. Este fiul lui, Irod Antipa, unul dintre fiii săi, la fel de viclean și de crud, finalmente, ca și tatăl său. Dacă tatăl său mai făcuse câte ceva în lunga lui domnie, a restaurat bunăoară templul din Ierusalim, acest Irod Antipa, care era tetrar, adică era conducătorul Galilei și Perei, adică o parte din Iordania de astăzi, Perea, a fost un om extrem de corupt. Așa cum de-a lungul timpului a fost majoritatea conducătorilor politici. Și sunt până astăzi oameni corupți, profund, moral. Și țara noastră a avut, are și probabil va avea, în conducerea ei de vârf, oameni corupți din punct de vedere spiritual și moral, evident și material. Irod Antipa era căsătorit cu fiica unui rege nabatean care se luptase, neamul acesta nabatenilor, se luptase cu romanii prin anii 60. S-a căsătorit cu această femeie, dar n-a iubit-o niciodată, n-a avut niciodată prețuire față de ea, s-a căsătorit din interes politic. Așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei cu majoritatea conducătorilor politici. Nu avea atracție față de ea, el avea atracție față de altcineva. Cine credeți că era acest altcineva sau această altcineva? Era una dintre rudele sale foarte apropiate. Cumnata și nepoata lui. Adică fiica fratelui său, vitreg Aristobul, și soția unui obscur fiu al lui Irod cel Mare, Filip. Repet, cumnată și nepoată. De aceasta îi plăcea. Aceasta era la Roma, el a căutat drum la Cezarul, la Roma, și acolo a întâlnit-o pe această irodiadă. S-a împătimit grozav de ea, i-a promis mare acusarea, i-a promis că o va face regină, și irodiada, tentată de această propunere, l-a însoțit pe Irod, Antipa, în Galileea și, vă spuneam, în Perea, pentru a-i fi regină concubină. Irod Antipa și-a părăsit soția legitimă, fiica lui Areta, și s-a căsătorit, în ghilimele, cu Irodiada. Ceea ce făcea el era împotriva legii mozaice și a moralei iudaice. Era adulter, incest și scandal.
Ioan Botezător era contemporan cu el. Trimis fiind de Dumnezeu, Ioan a venit pe malul Iordanului ca să-i cheme pe oameni la pocăință, să se întoarcă, adică oamenii, la Dumnezeu, pentru a-L primi pe Mesia, cel care iată a venit, Mesia cel despre care au vorbit prorocii. Ioan a venit pe malul Iordanului și a început să-i învețe mai întâi pe oameni, încercând să-i facă să conștientizeze păcatul în care se află și în același timp să-i curețe cu un botez al pocăinței pentru a-L primi pe Hristos. Nu i-a cruțat pe niciunii. Fariseilor și saducheilor le-a spus că sunt fățarnici și frivoli în comportament. Vameșilor le-a spus că sunt lacomi și corupți. Ostașilor le-a spus că sunt cruzi și nedrepți în misiunea lor. Nu l-a cruțat nici pe Irod, evident. Irod, care auzise de Ioan și care l-asculta pe Ioan și care simțea el, Irod, în păcatele lui, simțea că Ioan e un om drept și sfânt, cădea pe gânduri, se bucura de ce auzea, dar în același timp se gândea la el, se gândea la situația lui. Ioan striga din rărunchi, în toți rărunchii lui: Iroade, nu ți se cuvine ție să ții de femeie, de soție, pe femeia fratelui tău. Irodiada auzea și ea. Și această femeie se umplea din ce în ce mai mult de ură și de dorință de răzbunare. Și evident cum sunt femeile acestea, în care se năsprește inima, se împietrește inima, devine extrem de viclene și extrem de crude, extrem de reci și de nemiloase și mai ales viclene, căuta prileji cum să-l aresteze măcar, dacă nu să-l omoare pe Ioan. Și tot cicălindu-l pe Irod, iar Irod, având slăbiciune față de ea, patima lui. Vedeți? Cine conducea patima? Nu el. La un moment dat a cedat presiunilor femeii și l-a arestat pe Ioan. Și Ioan a ajuns în beciul palatului din Maherus, dincolo de Iordan și Marea Moartă, legat în lanțuri, strigând din toată puterea lui: Iroade, nu ți se cuvine să ții de soție pe femeia fratelui tău. Irodiada încerca să îi astupe gura, dar nu reușea, pentru că glasul lui Ioan străbătea pereții reci, groși, imenși ai palatului Maherus și ajungea la urechile Irodiadei. Și Irodiada aștepta un alt prilej. Un prilej care trebuia să vină și a venit. Ziua de naștere a lui Irod. Ea știa cum își sărbătorea Irod ziua de naștere. Cu mult fast, cu mulți invitați, cu multă băutură rafinată, cu mâncăruri speciale. Erau invitate dansatoare. Erau prezenți măscărici din aceștia care să distreze pe cei de la masă. Între felurile de mese aveau loc un fel de serbări. Evident că Irod și-a invitat toată camarila, a invitat dregătorii, șefii armatei, pe conducătorii de acolo din palat. Toată lumea era la masă, benchetuia. Undeva după jumătatea nopții, probabil, când erau înfierbântați cu toții de alcool, de mâncare bună, de distracție, din aceasta care răscolește simțurile căutând plăcerea vinovată, a venit fiica Irodiadei
Știm, nu din Scriptură, de la Iosif Flavius, că se numea Salomea. Această Salomea se pare că era o adolescentă sau fată foarte tânără și foarte frumoasă. A dansat dansuri pe care nu le mai văzuse Irod. Dansuri pe care le învățase la Roma, unde fusese cu mama ei pentru mult timp. Și acest dans, cu totul deosebit, extrem de lasciv al fetei, în contextul în care v-am spus că se desfășurau lucrurile, l-a făcut pe Irod să se îmbete definitiv. Nu doar de băutură, ci și de altă patimă. Mai rea decât băutura. Sau la fel de rea. Și această patimă l-a făcut să-i spună fetei că îi va da orice îi va cere. Și s-a jurat că îi va da până la jumătate din regatul lui. Fata, evident, o tânără necoaptă, nu știa ce să ceară, s-a dus la mama ei și aceasta, evident, abia aștepta capul lui Ioan pe tipsie cerei. S-a dus Salomea și a spus lui Irod, vreau să-mi dai capul lui Ioan pe tipsie. Beat cum era, sau amețit cum era, de toate cele, l-a cutremurat această cerere. Și a stat un timp, s-a gândit, dar spune Evanghelia, pentru că jurase în fața tuturor că îi va da orice îi va cere, a poruncit călăului, pasnicului închisorii, să-i aducă capul lui Ioan. A fost decapitat cel mai mare om născut din femeie, de către un ostaș, și a fost adus capul lui Ioan pe o tipsie, acolo, în adunarea aceea. Din tradiție se spune că striga în continuare. Nu ți se cuvine ție să ții de soție pe femeia fratelui tău. Înfiorat, îngrozit Irod, i-l-a dat repede fetei, fata l-a dat mamei și iar striga mai tare Ioan. Și femeia auzea și a luat un ac ascuțit și a străpus limba ca să tacă, el nu tăcea, a poruncit să fie aruncat capul departe de trup într-un loc murdar, într-o latrină. Acolo a fost aruncat capul lui Ioan. Trupul a fost recuperat de ucenici. Irod însuși a poruncit să fie așa, în sensul în care nu cumva să se împreune capul cu trupul și să învieze. Era frică. De aceea a fost separat mereu capul de trup. Și așa a rămas. Că avem și sărbătorile, știți, tăierea, aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul, a doua, a treia aflare. Știți despre ce e vorba. Astfel s-au încheiat lucrurile la petrecerea aceea, dar ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Areta, nabateanul, a declanșat război împotriva lui Irod. Irod era amenințat. Romanii au fost informați de către Filip că Irod este vinovat pentru acest atac și exilul a fost porunca cezarului pentru Irod și femeia lui. A fost exilați în Galia și de acolo a ajuns în Spania. Și iarăși din tradiție aflăm că au ajuns în sărăcie și umilință, nesocotiți, totalmente de cunoscuți, iar această fată, Salomea, a murit într-un mod foarte semnificativ. Împlinindu-se cuvântul Mântuitorului, cine scoate sabia, de sabie va muri. Așa a murit. Cum era ea foarte distrată, s-a aventurat pe un râu înghețat într-o iarnă, Sicarii se numește râu, în Spania, și acolo s-a spart gheața și ea a început să danseze de nevoie, adică trupul ei dansa, gâtul era prins între ghețari, capul deasupra, a tot dus-o râu până când un sloi de gheață a venit ca din senin și a retezat gâtul, capul a ajuns pe mal,
trupul s-a dus la vale pe râu și a fost recuperat capul, doar capul, de către mama sa, Irodiada, cea care primise de unăzi alt cap, capul marelui proroc Ioan. Iubiți credincioși, este o sărbătoare, vă spuneam, cu toate că se ține post. Se ține post astăzi, vă spuneam de ce. Ținem post pentru a înțelege că patimile omenești, care se văd foarte clar cum lucrează în Irod, lucrează și noi, toți, altfel fiecare, intră, vă spuneam, în contrast cu dreptatea lui Dumnezeu, cu sfințenia lui Dumnezeu și în spatele lor se află demon. Evanghelia de astăzi ne spune că Mântuitorul a vindecat un tânăr lunatic care era stăpânit de un duh mut și surd. I-a poruncit duhului să iasă, a ieșit din copil, copilul s-a făcut sănătos, ucenicii n-au putut să facă această minune, cum ați auzit, și l-au întrebat pe Iisus, noi de ce n-am fost în stare să scoatem duhul rău? Mântuitorul a spus, pentru puțina voastră credință, acest neam sau soi de demon nu iese decât cu rugăciune și post. Prin urmare, postul, vedeți, nu cum spun unii și alții, că este o invenție a bisericii, mai știu eu ce, este recomandat de însuși capul Bisericii de Hristos, care ne spune că anumite patimi care sunt lucrătură demonică, nu ies din noi decât cu rugăciune și post, post aspru. Ioan Botezătorul Mare Postitor îndemna pe oameni la pocăință, adică să se întoarcă la Dumnezeu, să facă fapte vrednice de pocăință, nu numai cu gura, ci să se angajeze într-o lucrare a pocăinței, cum este postul. Înfometarea de bunăvoie pentru a gusta durerea de bunăvoie, vindecând plăcerea vinovată prin care a intrat în noi păcatul. Vedeți, capul politic, atunci până și până astăzi, doar politic, capul politic a fost decapitat, mă refer la Irod, de ce? De patimile lui dominante. Care erau patimile lui dominante? Curvia, desfrâu și lăcomia. Lăcomia la mâncare, lăcomia la băutură, la distracție. Acestea, practic, l-au decapitat înainte să-l decapiteze el pe Ioan. El nu mai avea cap. Capul era demonul care stăpânea patima, patima care era lucrătoare din Irod, și femeia lui, care specula această slăbiciune și care l-a făcut să ucidă cap nevinovat pe cel care era capul sfințeniei, pe cel care era, așa cum a spus Mântuitorul despre el, cel mai mare om născut vreodată din femeie. Vedeți, acesta este mesajul zilei de astăzi. Dacă vrem să gândim cu capul nostru, va trebui să ne luptăm cu patimile noastre, care ne ucid capul, ne pierdem capul prin patimi. Gândiți-vă la un alcoolic, la un desfrânat, la un dependent de jocuri de noroc. Da, gândiți-vă că el nu-și mai aparține. Este un om decapitat. Deci există o decapitare prin patimi, o decapitare demonică. Atât de decapitat a fost Irod, gândiți-vă la el, că așa sunt toți oamenii prinși de patimi, încât îl prețuia pe Ioan, îl asculta cu drag, cădea pe gânduri, îl considera drept și sfânt, dar atunci când a fost vorba să hotărască soarta lui Ioan, îi stătea în mână, n-a putut să o facă. El care putea să invoce două argumente puternice, dar nu l-a mai dus capul. Care erau argumentele puternice? Primul argument. Eu, fată, spune-i lui mamă ta, spune-i așa, că eu îți dau ție tot până la jumătate din regat,
Dar Ioan ăsta valorează mai mult decât jumătate din regat și mai mult decât tot regatul meu și mai mult decât toată lumea. Eu asta cred. Putea să spună asta. Ioan e mai valoros decât jumătate din regat. Mai putea să spună ceva. Toți conducătorii, chiar așa în lumea aceea păgână, în ziua onomasticii sau a unei aniversări deosebite, ce făceau? Grațieri, amnistii, binefaceri. Doar împătimiții demonic puteau să facă crime. Deci era zi de relaxare a unor măsuri aspre. Iată că Irod, chiar în ziua lui de naștere, poruncește o crimă. Vedeți cum era lucrat demonic. Era Duhul mut și surd care lucra. De ce spun Duh mut? N-a avut gură să spună ce am spus eu înainte. Și n-a auzit și mai tare glasul lui Ioan. Iar Iuda, cel fără de lege, n-a vrut să înțeleagă. Așa s-a întâmplat și cu Irod. Cel fără de lege n-a vrut să înțeleagă. Și așa se întâmplă cu orice om care e prins de o patimă. Mesajul Bisericii este foarte actual. Mesajul Sfântului Ioan Botezătorul și a sărbătorii lui este extrem de actual. Gândiți-vă la capii noștri politici. Nu numai de astăzi. De după 89, înainte de 89. Ei nu-și aparțin loruși. Ei nu hotărăsc nimic. Se și vede asta când vezi un conducător că citește pe prompter. Când se adresează poporului. Nici măcar nu mai poate să spună cu cuvintele lui ce ar trebui de fapt să spună, adică nu ce vrea, ce trebuie să spună. Trebuie să citească întocmai, nu cumva să greșească vreun cuvânt. Că așa i-au spus mai mari lui. El nu și aparține. E slugă, nu e stăpân. Poți să-l compari cu Brâncoveanu vreodată, pe un conducător de după 89. Poți să-l compari cu Ștefan cel Mare sau cu, dacă vreți, cu Neagoe Basarab sau Matei Basarab? Evident că nu. Conducătorul adevărat este acela care îl are cap pe Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Femeia are căsătorită, are drept cap pe bărbatul său și bărbatul său are drept cap pe Hristos. Prin urmare, omul sănătos la cap este omul care îl are ca și cap pe Hristos. El gândește ca Hristos și prin toate îl gândește pe Hristos. Și acela este om întreg. Inima lui este una curată, sinceră, iubitoare de neam. Și bineînțeles că rațiunea lui este luminată. Când intervine patima, nu contează care, mândria, de exemplu, da? Slugărnicia, interesele acestea mărunte, meschine, omul nu-și mai aparține, nu este conducător. Nici peste el. Dar aminte peste un popor. Și de altfel, poporul nici nu-l recunoaște ca tare. E acolo cum ar fi un director într-o școală, toți elevii știu că e pus acolo politic, n-are nicio competență managerială, nici măcar didactico-educațională, absolut nimic. E pus politic, un politruc de 2 lei, care își bate joc, de fapt, de generații de copii, fără să-și dea seama de multe ori. E un om care a ajuns prin lingușală într-o funcție și se susține acolo prin fel și fel de slujiri de acestea politice sau de altă natură, mai știu eu, interesată oricum, dar nu interesantă. Și așa s-a ajuns și cu învățământul la pământ, așa se întâmplă și în medicină. Și peste tot unde sunt capi din aceștia corupți, capete, pardon, corupte. Acesta e mesajul zilei de astăzi. Ținem post, și nu numai astăzi, ținem post când rânduiește biserica, și când simțim că avem nevoie de post pentru a ne lupta cu patimile noastre. Fiecare le are pe ale lui. Să nu ne uităm la alții. Vă spuneam de capii politici pentru că aici este vorba despre un cap politic, Irod. Și așa ca Irod au fost atâția irozi. Care aveau onoarea lor, vedeți?
Iarăși, o treabă extrem de bulversantă pentru o logică normală. Cum adică tu iei ca femeie, da, pe cumnata ta, pe nepoata ta, comiți adulteri, incest, scandal? Aici n-ai probleme cu tradiția, dar devii extrem de onorabil când e vorba să te ții de cuvânt pentru o făgăduință într-o petrecere dezmățată. Aici ești extrem de punctual, de corect. Nu cumva să nu mă țin de cuvânt, cuvântul pentru un rege, și așa era, era cuvânt de onoare, era ca un decret. Dar vedeți unde duce păcatul. La iraționalitate duce la crimă chiar. De aceea, iubiți credincioși, noi trăim într-o lume, și închid cu aceasta, în care se promovează puterea aceasta coruptă peste tot și plăcerea vinovată nerușinată peste tot. Puterea și plăcerea. Și păcatul, cum spun Sfinții Părinți, intră prin plăcere irațională, nefirească și sfârșește în durere. Omul, ca să scape de durere, caută o plăcere și mai mare, care antrenează la rândul o durere direct proporțională. Și omul se învârte într-un cerc ca oaia căpiată, se tot strânge, se sugrumă până moare. Se autodistruge, se desfigurează sistematic. Te uiți la oameni sărmani, unii care nu mai știu ce să facă. I-a corupt plăcerea vinovată și acum se confruntă cu durerea care a venit peste ei ca o consecință a alegerilor greșite. Și acum se răzvrătesc în durere. De ce eu sufăr? Nu găsesc sens în durere. Și cad în deznădejde și unii mai mult își pun capăt zilelor. Pentru că nu înțeleg că durerea de cele mai multe ori este consecința alegerii plăcerii vinovate. Mai devreme sau mai târziu te vei confrunta cu ea, dacă nu în lumea aceasta, dincolo. Dincolo în ce sens? Cauți plăcerea disperat și nu mai poți satisface pentru că nu mai ai trupul. Dar pofta o ai și nemai având, acesta e un chin, e un foc care te arde fără să te consume. Veșnic. Vedeți ce mare taină este pocăința. Pocăința înseamnă restaurare, vindecare, tămăduire și înălțare, chiar până la îndumnezeire. Avem exemple nenumărate de sfinți care au trăit această realitate în sufletele și trupurile lor. Vă spun că trăim vremuri, nu credeam, în care stăpânii principiilor după care se conduc oamenii sunt doi oameni de pseudoștiință. Nu credeam. Freud și Adler. Amândoi au construit o psihanaliză extrem de ofertantă și de tentantă pentru om. Freud spune că principiul după care se conduce omul e plăcerea și că realitatea se supune acestui principiu. Iar Adler, celălalt, spune că puterea, dorința de putere. Și că un complex de inferioritate te distruge. Trebuie să-l combați prin dorința de putere, de afirmare. Nu contează mijloacele să-ți atingi acest scop. Amândoi aceștia, repet, pentru necunoscători, sunt pseudo-oameni de știință, s-a dovedit cu argumente imbatabile că amândoi, din punct de vedere logic, științific, sunt în eroare, că nu adică principiul plăcerii și principiul puterii stă la bază, stau la baza funcționării omului. Așa cum au spus aceia. Aceia au spus așa, dacă omul nu-și satisface plăcerea și dorința de putere, se îmbolnăvește psihic. Ajunge în nevroză, în psihoză sau în psihopatie. S-a dovedit științific, vă dau doar un argument tot de natură științifică, un alt psihiatru, Victor Frankl, că de fapt toate bolile acestea psihologice sunt efectul negăsirii sensului vieții de către om. El a dezvoltat o întreagă teorie, se numește logoterapie. Vă recomand o carte a lui, Omul în căutarea sensului existenței, în care combate indirect, n-a putut să o facă direct, și pe Freud și pe Adler.
Dar aceia doi, vă spuneam, stau la baza a tot ceea ce înseamnă cinematografie. Tot ce înseamnă mass media, care promovează plăcerea și puterea. Tot ceea ce înseamnă, mai ales astăzi, politica corectă a neomarxismului, cu drepturile astea ale omului, da? LGBTQI și altele ca ele. Sexomarxismul, cum se spune astăzi. De acolo provin. Și în spatele acestor teorii stă un drac mut și surd și iată că oameni inteligenți cu care eu mă întâlnesc nu pricep. M-am întâlnit recent cu cineva, părinte, în scurt timp nu va mai fi căsătorie. Tinerii nu se vor mai căsători. Vor alege să trăiască cum simt. Căsătoria îi obligă la niște lucruri, ei vor să fie liberi. Să-și trăiască viața cum simt. Și am spus, domnule, dumneavoastră sunteți profet. N-aș citit în Biblie că ultimul cuvânt îl are totdeauna Dumnezeu. Că toate proiecțiile acestea sunt distopii care nu se vor împlini niciodată. Că mereu va exista cineva, măcar un om, care nu va trăi așa. Și nu unul va fi, cum i-a spus Dumnezeu lui Ilie. Am 7.000 de oameni care nu și-au plecat genunchii lui Baal. Totdeauna va exista o mică turmă, o mică turmă a lui Hristos și prin ea Dumnezeu încearcă din răzputere să-i mântuiască și pe ceilalți. Pentru că El vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, așa cum a vrut și Ioan Botezătorul. Pentru rugăciunile Lui, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.